Când vine vorba de pâine, nu are rost să adaug foarte multe, fiindcă s-ar transforma ceva foarte retoric, ceva ce lumea probabil deja știe, dar ceea ce pot să spun este faptul că atunci când scoți o pâine proaspăt din cuptor, nu doar că ai o satisfacție vizuală și una spirituală, chiar dacă sună ciudat sau chiar dacă sună foarte colorat, eu așa o văd, așa o simt, așa că așa o și spun. Așa că în acest video vreau să arăt cum am pregătit eu un aluat simplu, un aluat de bază pentru o pâine integrală. Pâinea are nevoie doar de două ingrediente principale și acelea sunt făina împreună cu drojdia. În cazul meu am folosit o pâine integrală în schimbul celei albe. Am pregătit în bol 650 ml de apă. Am ales ca acesta să fie primul pas, fiindcă drojdia este una uscată, așa că va avea nevoie undeva la 5-10 ml pentru a se activa și pentru a crea un rezultat optim. Pentru ca rezultatul să rămână cât mai integral, am adăugat în apă o linguriță de zahăr brun nerafinat. Zahărul se spune că hrănește și ajută foarte mult drojdia. Într-un bol suficient de mare am adăugat kilogramul de făină. Peste am adăugat o lingură de sare, asta vine undeva la 20 de grame. După aproape 10 minute am putut amesteca apa împreună cu făina. Dacă nu vrei ca jumătate din aluat să se lipească de mâini, atunci poți să faci ceea ce am făcut și eu, și anume m-am folosit de o lingură până când aluatul s-a omogenizat de jumătate, după care m-am putut folosi și de mâini. Odată așezat pe masă, la început va deveni puțin lipicios, pentru asta m-am folosit de puțină făină. Am continuat să frământ undeva la 10-12 minute. În bolul unde am format aluatul am adăugat câteva picături de ulei de măsline. Așez aluatul și acopăr. Partea critică și esențială în formarea unei pâini de calitate este timpul de dospire. Am dospit aluatul de două ori, prima oară am lăsat aici în bol acoperit timp de o oră. După acest timp, aluatul trebuie să fie dublu în dimensiuni. L-am împărțit în două, fiindcă vreau să fac două pâini, ceea ce te sfătuie și pe tine. Am apăsat cu degetele pentru a scoate bulele de aer. Iar pentru a forma pâinea, am unit marginile, după care am început să rulez din capăt. Capetele trebuie neapărat cumva băgate de dedesubt. Am așezat aluatul într-o tavă, hârtia de copt este obligatorie. În acest punct am acoperit cu o folie și am făcut a doua dospire de care spuneam mai devreme, la fel, o oră. Dacă nu vei da atenție timpului de dospire, rezultatul final cu siguranță va fi compromis. După acest timp, aluatul trebuie să fie din nou dublu. Am presărat cu puțină făină doar pentru faptul că la final prezentarea va fi mult mai frumoasă. Pentru a da o notă finală, am făcut și 3 urme de cuțit. Am lăsat în cuptor 35 de minute la 180 de grade. După timpul petrecut în cuptor, pâinea trebuie să arate așa. Bineînțeles, pâinea nu poate fi mâncată acum, așa că după jumătate de oră, după ce s-a răcit, am acoperit cu un șervet, de fapt o cârpă curată de bucătărie, iar după două ore pâinea poate fi tăiată și poate fi mâncată. Cam atât am avut de completat pentru acest video, sper că ți-a plăcut și sper că îți poate fi de folos. Nu uita să lași un comentariu mai jos, nu uita să te abonezi. Eu sunt Alex Basarabă, te aștept pe data viitoare.